E o situație care nu are încă un scenariu foarte clar pe care se va merge în perioada imediat următoare. Am văzut cu toții că, din acest punct de vedere, lucrurile sunt în continuare fluide și că sunt fel de fel de inițiative, cel puțin la nivel privat, care să stimuleze, să spunem, vaccinarea, acces într-un fel mai ușor pentru cei care au trecut prin imunizare în restaurante, la evenimente și așa mai departe. Este un lucru care o deranja zilele trecute pe Monica Pop, directorul Spitalului de Oftalmologie. Bună seara! Bună seara! Vorbea despre discriminare și iată că lucrurile iau de mai multă amploare, să spunem, din perspectiva aceasta. Categoric este o discriminare, nu mi se pare normal absolut deloc ce se întâmplă. Și încă o dată, să fie foarte clar, foarte clar, orice fel de pacient, care, orice fel de om care se vaccinează, poate face boala. Știe toată lumea asta sau cine nu știe, trebuie să afle. Poate face boala. Deci, nu înțeleg la ce este folositor acest certificat de vaccinare, din moment ce personajul respectiv poate face boala și o și transmite. Și atunci la ce trebuie, la ce folosește acest certificat de vaccinare? Că nu am înțeles. Într-o sală de spectacol, de exemplu, dacă intră o persoană care este vaccinată, dar care este bolnavă, poate să fie asimptomatic și să aibă boala. Ar fi fost mult mai normal să se facă un test, numai că oamenii nu au posibilitatea materială, pentru că în țara asta, ca niciuna alta, testele se plătesc, ceea ce nu e normal. Ar trebui ca orice fel, și asta, doamna Coman, n-am să spun acum pentru că, nu știu, n-am avut ocazia. Eu cred că orice om asigurat din țara asta, deci care plătește asigurări de sănătate, adică toți cei care plătesc asigurări, pensionarii și așa mai departe, ar trebui să aibă dreptul la test gratuit. Și de câte ori au nevoie de acest test? Da, am văzut că sunt țări care și-au testat în mod repetat întreaga populație. Sigur că da, normal și normal așa ar fi fost. Vaccinul este gratuit, iar testarea este cu bani și atât de mulți. Este foarte scump testul. Mi se pare inadmisibil. Dacă luăm cazul unui spectacol, oricare ar fi acela, dacă o familie vrea să meargă la spectacol și ar trebui să aibă test făcut, își pot permite să cumpere și 3 bilete sau 2 bilete, depinde cât sunt în familie, și să facă și test? E posibil așa ceva? Nu o să mai ajungă niciodată. Actorii o să joace cu 2 oameni în sală, dacă se întâmplă așa ceva. Și eu cred că oamenii din țara asta au și dreptul la relaxare. După atâta vreme, după atâta stres, după atâta sperietură, după atâta stare psihică proastă, pentru că asta este starea acestui popor în momentul actual. După asta, nici măcar acest lucru să nu fie liber pentru ei, mască și distanțare nu ajunge, și atunci când a fost voie și când au fost spectacole cu situația aceasta, deci cu mască și cu distanțare, s-a întâmplat ceva? S-a îmbolnăvit cineva de la teatru? A spus cineva așa ceva? A descoperit cineva un lucru de genul acesta? Nu. Deci de ce nu ajunge distanțarea și masca? Nu pot să înțeleg. De ce nu ajung? De ce trebuie certificat de vaccinare pentru a merge la un spectacol? Mi se pare inadmisibil, mai ales că, vă repet, vaccinarea face ca omul respectiv să facă, dacă se îmbolnăvește, dacă vine în contact cu un bolnav și ia boala, pentru că de luatorul o ia. Sau o poate lua, sigur că da. E foarte, foarte clar că se poate îmbolnăvi după aia, și aveți colegi care au făcut așa, care au pățit acest lucru. Da? Sigur domnul că da. Curea, care era vaccinat și cu rapelul. Și oameni în vârstă, dar cu siguranță au făcut o formă mai ușoară. Sigur că da, au făcut o formă mai ușoară, dar încă o dată vă spun că săptămâna trecută INSF-ul a anunțat peste 25.000 de vaccinați care au făcut boala. Și atunci eu spun cu totul altceva, să se vaccineze lumea liniștită, cine vrea să se vaccineze, e problema lui. Dar eu spun că nu este necesar certificatul de vaccinare pentru a merge la un spectacol sau pentru a intra într-o colectivitate, că despre asta e vorba. Dacă se păsează, și încă ceva, doamna Coman, sunt lucruri care nu sunt corecte. De exemplu, la biserică de ce nu trebuie? Și la spectacol trebuie. Apoi, ori e pentru toată lumea la fel, ori nu e. Foarte bine, sunt perfect de acord. Omul trebuie să fie liber să facă ceea ce trebuie să facă și sigur că toată lumea ar vrea să nu existe pandemia asta, să nu existe niciun fel de boală pe fața pământului, dar asta nu se poate. Și atunci, dacă iei măsuri, iei peste tot la fel. Adică, dacă la biserică este voie cu distanțare și cu mască, trebuie să fie voie și la spectacol cu distanțare și cu mască. Nu e normal așa?
Absolut. Și mai e ceva. De ce nu discutăm și despre vaccinurile care sunt produse în China, produse în Rusia? Rusia am văzut că a autorizat într-o singură doză, ceea ce ar putea să simplifice un pic lucrurile. Doamna Coman, sunt multe lucruri care sunt cum nu trebuie. De exemplu, după părerea mea, și atâta cât știu eu ca medic și cred că, nu știu, cred că același lucru pot să spună și virusologii și infecționiștii, așa cred. Cine a făcut boala nu cred că are nevoie mai mult de o doză. În primul rând că n-ar trebui să mai aibă deloc. Deci n-ar trebui să mai aibă nevoie de vaccin, dar să zicem că are nevoie ca să-și multiplice numărul de anticorpi, de ce nu au nevoie numai de o singură doză? De ce trebuie și rapel la cineva care a avut boala? Despre asta vorbim. Pentru care motiv? Cred că știința știe deocamdată destul de puține. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine în seara aceasta.